Echipa clujeană a început perfect meciul de la Galați. Scorul a fost modificat de Mureșan, care l-a deschis în minutul 7 după penaltiul acordat de Colțescu. Elevii lui Dorinel Munteanu s-au trezit însă repede și au echilibrat partida în ciuda șocului din debut. Același Mureșan a avut o intervenție criminală asupra lui Strohmeier și a fost eliminat direct în minutul 22 al partidei, astfel balanța s-a înclinat în favoarea elevilor lui Dorinel. După două ocazii mari, Incango a reușit să perforeze poarta CFR-ului din a treia încercare și cele două echipe au intrat la egal. În pofida jucătorului în minus, tot clujenii au început mai bine și partea a doua. Roni a adus CFR-ul în avantaj în minutul 52 cu un șut din marginea careului, după o bâlbâială a fundașilor oțelului. Andone a ordonat retragerea, iar meciul a curs într-o singură direcție, spre poarta CFR-ului. Dominarea gălățenilor a fost însă una sterilă, majoritatea acțiunilor de atac ale elevilor lui Dorinel Munteanu oprindu-se la marginea careului de 16 metri. Partida oțelul CFR Cluj s-a terminat cu 1-2, iar campioana pare să-și fi regăsit cadența după începutul slab de sezon.